Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vreau să vorbim despre o temă foarte specială, foarte frumoasă, cu ocazia sosirii primăverii în tradiția românească, în primele 9 zile din luna martie, fiecare român își alege baba ca să își dea seama cum o să-i meargă în anul care vine. Și cu ocazia asta vreau să vă ajut ca să înțelegeți mai bine energia fiecarei babe în parte prin niște etalări în care o să analizăm mai în detaliu fiecare babă în parte. Tradiția începe de la baba Dochia și ale sale 9 cojoace, care în primele 9 zile ale lunii martie treptat începe să își dea jos din cojoacele sale, anunțând astfel apropierea primăverii. Astfel s-a născut la români această tradiție de a ne alege baba sau ziua dintre primele 9 zile din luna martie pentru a ne intui oarecum norocul în anul care vine. Dacă nu știți cum să vă alegeți baba, există mai multe metode. Puteți să alegeți foarte simplu un număr de la 1 la 9, care este numărul vostru preferat și ziua respectivă va reprezenta baba voastră. Sau puteți să mergeți pe metoda clasică și să vă alegeți în funcție de ziua de naștere. Dacă ziua voastră de naștere este între 1 și 9 ale lunii, ziua în care v-ați născut este și baba voastră. Dacă ziua voastră este, spre exemplu, în 25 ale lunii, va trebui să faceți suma celor două cifre, 2 plus 5 egal 7, prin urmare, pe 7 martie va fi baba voastră. În funcție de cum va evolua ziua respectivă în care pică baba voastră, fie că v-ați ales-o sau ați calculat-o în funcție de ziua nașterii, așa o să vă meargă și în anul următor. Dacă o să fie soare și frumos, o să aveți un an frumos, plăcut, plin de împliniri și bucurie. Dacă o să fie urât și mohorât, nu o să fie cel mai bun an pentru voi, dar mare atenție, dacă plouă sau ninge, asta e semnal de belșug, de foarte multă abundență. Și pentru a oferi un strat suplimentar de subînțeles acestor interpretări referitoare la cele 9 babe, v-am pregătit o scurtă etalare cu niște cărți oracol, o carte din setul Moonology, oracolul de lună, pentru că luna este corpul planetar care guvernează ciclurile feminine, și încă o carte din acest oracol, Legendary Ladies sau Doamne de legendă din istoria și mitologia mondială. Și acum hai să vedem ce vă rezervă baba voastră pentru această zi. Pentru cei care ați ales baba numărul 4, pentru 4 martie, mesaje suplimentare pentru voi. De la baba voastră, luna nouă în pești și Noai Lorochidul, zeița transcendentalului. Foarte interesant cum s-au combinat aceste două cărți atât de filozofice și de spirituale împreună. Hai să le luăm pe rând. Mai întâi, luna nouă în pești ne arată că o să aveți un an plin de trăiri spirituale și emoționale foarte intense. Peștii sunt semnul reveriei, al misterelor, al poveștilor, al viselor și al gândurilor noastre cele mai interioare. Și atunci când apare luna nouă în pești, ne vorbește despre trăiri emoționale foarte intense, despre o poveste de dragoste cam povești. O poveste de dragoste cum nu s-a mai văzut. Anul acesta va trebui să vă ascultați inima mai mult decât intelectul și să urmați nevoile sufletului vostru. Pentru că sub această energie, mai ales combinația acestor două cărți, chiar aveți ocazia să începeți o nouă poveste de dragoste foarte frumoasă pentru voi, să vă împliniți toate visele. Acesta nu este anul în care să vă folosiți de logică și de raționament, este anul în care să vă ascultați instinctele și să vă ascultați chemarea inimii. Îndrăzniți să visați cât mai sus, pentru că anul acesta puteți să vă împliniți aceste vise, mai ales cu această zeiță indoneziană, cu această sirenă care poate să aducă din lumea invizibilă în realitatea tangibilă, în cele 4 dimensiuni în care noi trăim. Orice vă doriți voi poate să se transforme în realitate. Un an foarte frumos pentru cei care ați ales baba numărul 4. Profitați de această energie,
Ascultați-vă chemarea sufletului și îndrăzniți, îndrăzniți să visați, îndrăzniți să iubiți, îndrăzniți să aveți tot ce v-ați dorit. Dați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, nu uitați să vă uitați la videourile pentru luna martie pe fiecare zodie în parte, în care fac o analiză astrologică generală, horoscopul particular pentru zodia voastră și vă dau niște mesaje suplimentare de la astrozarul, cărți de tarot și cărțile oracol. Găsiți link-ul aici în colțul din dreapta sus. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și după masă în etalarea zilnică și mâine pentru următoarea babă. Pa, pa!